La cantina de ajutor social din Râmnicu Sărat servesc masa zilnic 264 de persoane cu venituri extrem de mici. Conform legii, norma zilnică de hrană pentru fiecare persoană este de 12 lei, valoarea fiind dublă față de anul trecut. În prezent avem 264 de persoane cărora le asigurăm porția zilnică de hrană. Porția zilnică constă în două feluri de mâncare, iar pentru weekend le asigurăm hrană rece. Nevoiașii care primesc o masă caldă de la cantina de ajutor social trebuie să-și reînnoiască anual dosarele pentru a beneficia în continuare de meniul zilnic. Sărmanii din Râmnicu Sărat au fost înștiințați de acest lucru din prima luna anului, însă unii dintre ei nu au depus nici acum la Serviciul Public de Asistență Socială declarațiile notariale din care să reiasă că nu au venituri. Din acest motiv riscă să le fie sistată hrana. O parte dintre beneficiari trebuie obligatoriu să aducă anumite acte necesare la dosar și mă refer în special la declarația notarială peste care destul de mult sar, dar rugămintea mea este ca în această perioadă, cât mai repede posibil, cu toții să aducă aceste documente pentru ca noi să nu fim nevoiți să suspendăm aceste drepturi. Cei mai mulți dintre beneficiarii cantinei de ajutor social din Râmnicu Sărat sunt persoanele cu mulți copii și bătrânii.